4. Actele ratate. Sfârșit. Actele ratate au un sens. Aceasta este concluzia care trebuie să admitem că se degaje din analiza efectuată până aici și să o punem la baza cercetărilor noastre ulterioare. Repetăm, noi nu pretindem și dat fiind scopul pe care îl urmărim, o asemenea afirmație nu este necesară. Că orice act ratat ar fi semnificativ, cu toate că acest lucru s socotim probabil. Nu este de ajuns să constatăm existența relativ frecventă a sensului în diferite forme de acte ratate. Există de altfel, în această privință deosebire de la o formă la alta. Lapsusurile, erorile descris, pot avea o bază pur fiziologică, ceea ce mi se pare puțin probabil în diversele varietăți de amnezie uitarea de nume și de proiecte, neputința de a regăsi obiectele prealabil puse deoparte, etc. Pe când există cazuri de pierderi în care probabil că nu intervine nicio intenție. Și cred că pot adăuga că greșelile care se săvârșesc în viață nu pot fi interpretate decât într-o anumită măsură în lumina concepției noastre. Rețineți bine aceste limite. Punctul nostru de plecare în cele ce urmează fiind că actele ratate sunt acte psihice care rezultă din interferența a două intenții. Acesta este primul rezultat al psihanalizei. Psihologia n-a bănuit nici când aceste interferențe și nici fenomenele care decurg. Noi am extins considerabil domeniul psihicului, anexând psihologiei fenomene care anterior nu-i aparțineau. Să ne oprim încă o clipă asupra afirmației că actele ratate sunt acte psihice. Prin această afirmație noi postulăm doar faptul că actele psihice au un sens sau ea implică ceva în plus? Nu cred. Aceste acte sunt destul de nedefinite și greu de înțeles. Tot ceea ce poate fi observat în viața psihică va fi eventual desemnat sub numele de fenomen psihic. Va trebui numai să știm dacă cu tare manifestare psihică dată este efectul direct al influențelor somatice, organice, fizice, în ce caz scapă ea cercetării psihologice, sau dacă are ca antecedente imediate alte procese psihice dincolo de care începe undeva seria influențelor organice. Tocmai la această ultimă eventualitate ne gândim atunci când calificăm un fenomen drept proces psihic și de aceea este mai rațional să dăm propoziții noastre următoarea formă. Fenomenul este semnificativ, el are un sens, adică ne dezvăluie o intenție, o tendință și ocupă un anumit loc într-o serie de raporturi psihice. Există multe alte fenomene care se apropie de actele ratate, dar cărora această denumire nu li se potrivește. Noi le numim acte accidentale sau simptomatice. Ele au de asemenea caracteristicile unui act nemotivat, insignifiant, lipsit de importanță și mai ales superflu. Dar ceea ce le deosebește de actele ratate propriu-zise este absența unei intenții contrare și perturbatoare venind să contrazică o intenție primară. Ele se confundă, pe de altă parte, cu gesturile și mișcările care servesc drept de expresie emoțiilor. Fac parte din această categorie de acte ratate toate manipulările, în aparență fără scop pe care le executăm, ca și cum ne-am juca cu veșmintele noastre, cu vreo parte a corpului nostru, cu obiecte care ne stau la îndemână. Melodiile pe care le fredonăm aparțin aceleași categorii de acte caracterizate în general de faptul că le suspendăm, tot așa cum le-am declanșat, fără motive aparente. Or, eu nu ezit să afirm că toate aceste fenomene sunt semnificative și pot fi interpretate în același fel ca toate actele ratate, că ele constituie mici semne revelatoare ale altor procese psihice. Mai importante, că sunt acte psihice în deplinul înțeles al cuvântului. Nu intenționez însă să mai întârzi asupra acestei amplificări a domeniului fenomenelor psihice, ci prefer să reau analiza actelor ratate, care pun în fața noastră cu toată claritatea problemele importante ale psihanalizei. Chestiunile cele mai interesante pe care le-am formulat cu privire la actele ratate și cărora noi încă nu le-am dat o dezlegare, sunt următoarele am arătat că actele ratate rezultă din interferența a două intenții diferite, din care una poate fi calificată ca perturbată, iar cealaltă ca perturbatoare. Ori, dacă intențiile turburate nu ridică nicio altă problemă în ceea ce privește intențiile perturbatoare, ne interesează în primul rând să stabilim care sunt acele intenții capabile să le turbure pe altele și, în al doilea rând, ce raportul se stabilesc între intențiile perturbate și cele perturbatoare. Permiteți-mi să mă refer din nou la lapsus, ca reprezentant al întregii specii și să răspund mai întâi la cea de-a doua chestiune. Poate exista între cele două intenții un raport de conținut, caz în care intenția perturbatoare contrazice intenția perturbată o rectifică sau o completează, sau, din potrivă, nu există niciun raport între conținutul celor două tendințe și atunci cazul devine mai obscur și mai interesant. Cazurile pe care de acum le cunoaștem, precum și altele analoge, ne permit să înțelegem fără dificultate primul din aceste raporturi. Aproape în toate cazurile în care cineva spune contrariu la ceea ce vrea să spună, intenția perturbatoare exprimă o opoziție față de intenția tulburată, iar actul ratat reprezintă conflictul între aceste două tendințe inconciliabile. Declar deschisă ședința, dar aș prefera să o închid. Acesta este sensul lapsusului comis de președinte. Un ziar politic acuzat de corupție se apără într-un articol care trebuia să culmineze în cuvintele. Cititorii noștri ne sunt martori că întotdeauna am apărat binele general în modul cel mai dezinteresat. Dar redactorul însărcinat să redacteze această apărare scrie în modul cel mai interesat. După părerea mea, expresia exprimă gândul său intim. Sunt obligat să scriu că e albă, dar eu știu sigur că e neagră. Un deputat care își propune să declare că trebuie spus împăratului adevărul, fără menajamente, percepe deodată o voce interioară care îl pune în gardă împotriva îndrăznerii sale și îl face să comită un lapsus în care cuvintele fără menajamente sunt înlocuite prin cuvintele îndoindu-ne spinare. În cazurile pe care le cunoașteți și care lasă impresia unor Contrageri și abrevieri. Este vorba de rectificări, adausuri și continuări, prin care o a doua tendință își face apariția alături de prima. S-au petrecut lucruri. Aș spune pe bună dreptate că erau porcării. Rezultatul? Cei care înțeleg acest lucru pot fi numărați pe degetele unei singure mâini, dar, la drept vorbind, nu există decât o singură persoană care înțelege acest lucru. Deci persoanele care îl înțeleg pot fi numărate pe un singur deget. Sau, soțul meu poate să mănânce și să bea ce vrea el, dar, o știți prea bine, nu suport ca el să aibă vrerea lui, deci trebuie să mănânce și să bea ce vreau eu. În toate aceste cazuri, precum vedem, lapsusul decurge din însuși conținutul intenției tulburate sau se atașează la aceasta. Celălalt gen de raporturi între cele două intenții interferente pare bizar. Dacă nu există nicio legătură între conținuturile lor, de unde provine intenția perturbatoare și cum se face că ea își manifestă acțiunea sa tulburătoare în cutare punct precis? Observația, singura în stare să ne furnizeze un răspuns la această întrebare, ne permite să constatăm că tulburarea provine dintr-o suită de gânduri care preocupase persoana respectivă cu puțin înainte și care se manifesta în acest mod, indiferent dacă își găsește expresia sau nu în discurs. Este un veritabil ecou, care însă nu este întotdeauna și în mod necesar produs de cuvintele pronunțate. Mai există aici o legătură asociativă, între elementul tulburat și elementul perturbator. Dar această legătură, în loc să rezide în conținut, este pur artificială și formarea sa este rezultatul unor asociații forțate. Iată un exemplu foarte simplu pe care l-am observat eu însumi. Întâlnesc într-o zi în frumosul nostru ținut al dolomitelor două doamne vieneze, costumate în turiste. Facem câtva timp drumul împreună și vorbim despre plăcerile și inconvenientele vieții de turist. Una dintre doamne recunoaște că nici o zi nu este pentru turist lipsită de neplăceri. Adevărat, spune ea, că nu este nici de cum agreabil când ai mers toată ziua în soare și ai bluza și cămașa pline de sudoare. La ultimele cuvinte, ea are o mică șuvoia la apoi rea. Dar când te întoarci apoi, nah, hose, în loc de nach hause, acasă, și poți, în sfârșit, să te schimbi. Încă nu am analizat acest lapsus, dar nici nu cred că este necesar. În prima sa frază, doamna avusese intenția să facă o enumerare mai completă. Bluză, cămașă, pantaloni, hose. Din rațiuni de bună cuvință, ea s-a abținut de a mai menționa această ultimă piesă vestimentară, dar în fraza care a urmat, absolut independentă prin conținutul ei de cea din tâi, cuvântul Hose, care nu fusese pronunțat la momentul oportun, apare ca deformarea cuvântului Hause. Putem acum să abordăm principala problemă al care examen l-am amânat îndelung, anume, care sunt intențiile ce se manifeste de o manieră atât de ieșită din comun și vin să le tulbure pe celelalte? Evident, este vorba de intenții foarte diferite, dar cărora vrem să le desprindem caracteristicile comune. Dacă examinăm sub acest raport o serie de exemple, acestea se lasă lesne în trei grupe.